Suntem în biroul capitanului de poliție Petru Caraion, cap local al relelor. Acest personaj provoacă cumva un val de corupție în toată mini-societatea aia din orașul său. Mă, băieți, toată lumea ar avea de câștigat dacă ați fi și voi mai ascultători. E o tentație, e tentația banului ușor câștigat și de acolo pornesc toate. Adică nu cred că e un personaj malefic. Probabil vine și din cultura aia de provincie și de aia pare așa mai excentric. Cum a ajuns proaspăt bunic să aibă o amantă minoră? Viață grea, domnule. El fiind și polițist, e un tip de acțiune, totuși, ar trebui să fie. Nu prea o are. Nu se întâmplă nimic în orașul ăsta. Și atunci, o chestie de genul ăsta, cumva, îl ține în formă. Adică trebuie să se strecoare, să nu-l vadă nimeni. Ordinea și liniștea publică vor fi restabilite cât de curând. Mai dă și un interviu, mai așa. Deci trebuie să arate bine și doar o amantă tânără îl poate ține în formă. Are grijă de sănătatea lui. 675.000 de euro de căciulă. Ia! Încearcă să facă mica dreptate. Dacă oamenii au participat la JAF, trebuie să-și ia partea. E ca un Robin Hood așa, mai modern. Vă rog să mă credeți, sunt foarte cinstit. Deci eu n-am luat un leu din cota dumneavoastră. Una din trăsăturile pozitive, să le zic așa, e faptul că e foarte prompt, e descurcăreț, iese din situații printr-o prezență de spirit acolo. Și asta îmi place așa. Dar e o hahaleră, dacă să luăm ce nu-mi place la el. E un nemernic, un mic nemernic acolo, dar iarăși e un personaj, îl iubesc așa cum este, n-am ce să-i fac. Noi fiu mai bun decât el, asta e, asta a fost norocul. Da, iubire. Da, de sunt mai târziu. Vă salut. Sunt actorul Valeriu Andriuță și împreună cu capitanul Petru Caraion, personajul pe care îl interpretez, vă invit să vedeți pe HBO Go serialul Bani Negri. HBO Go. Serialele tale preferate online.